COVID-ă de toamnă. Canicula 2. Că e, canicula 4, 5. Mă bucur să vă văd un număr atât de mare, ca de obicei. Să primim cu brațele deschise și cu multă căldură în acest centru, care nu trebuie să mai spun, și dumneavoastră, este un centru de cultură și nu numai, și educațional, pentru noi din sectorul 2. Și de fiecare dată este o plăcere să vă vedem că sunteți la noi în centru. Avem astăzi un dublu eveniment, să spunem. Este vorba de o dublă lansare de carte și o prezentare de autor. Autor cu activitate publicistică la Vărbasă. Și atunci să începem, nu-i așa? Este vorba de dubla lansare de carte, care v-am spus, a domnului Pensoare, Tămăcii politicare, și un volum de poeme, Sfântul Cutare. Am să fac, ca de obicei, o mică prezentare a acestui autor, și care vine pentru prima dată la noi în centru, e așa, din provincie, și cred că o să mai veniți. Vă mai așteptăm, că înțeleg că aveți gânduri. Când mai intra în zona Pitești, în zona metropolitană a București, nu va mai fi nicio problemă. Nicio problemă. Sigur, și așa nu este nicio problemă. Nu este problemă. Nu știți să ajungă mai repede, așa, pe autostrada aia și din, de la din militar și se rezolvă, o să se rezolve, avem un nou primar, avem un nou primar, o să se rezolve. Băutata, nu primar. Domnul Mihai Soare, care este din Pitești, cum ați observat, este poet, prozator, publicist. Debutul editorial l-a avut în 2007 cu Înger de Prisos, un volum de versuri, ieșind la editura Tipan. Dintre volumele publicate, amintim Vâlceava mea cu Haydn sau Despre romanța pentru clopot la patru mâini, versuri la editura Pomar în 2010, Eu, Nicianul, versuri, editura Ravex Coms 2012, Livrescu, un roman, apărut în 2014 la Self-Publishing, este prezent în antologia Vinovatelor plăceri, editată de Asociația Culturală Maria Domina în 2010, Antologia Meridiane Lirice în 113 poezi contemporani, la editura Armonii Culturale în 2013. Este autor de editoriale și articole de cultură pentru diverse publicații tipărite și sau online, Săptămâna Tirșană și altele. Fondează împreună cu Roberto Kuzbanovic, corect, da? Site-ul de idei, satiră și atitudine. Are apariții în reviste literare tipărite, Literatorul, Caiete Silvane, sau online. Poemele semnate de Mihail Soare au apărut în recitalul de poezie românească Vă dorim iubirea, 21 mai 2013, la Turda, în Centru Brațului Democrație. Referințe despre autor au făcut poftiți mai mulți, dintre care și domnul Lucian Buia. Vă rog frumos, asta. Puteți să luați loc aici, că nu merg eu în cealaltă parte, da? Deci, referințe despre autor a fost spus Constanța Buzea. Este vorba de un Înger de Prisos, despre care a spus, citez,
citez un excelent volum apărut la finele anului trecut în editura Ipari. Am chiar citat-o. Apoi, Mircea Micu, înțelegeți că e citat, ca să nu mai... un poet dezinvolt, inventiv, profund și cu un umor special, un poet surpriză. Emil Lungeanu, aici alături, și îl salut, și îmi pare bine că ați fi alături. Fantomatic, Ciber, Patraport, Farmasian, emis abia pe zi. Este vorba despre debutul cu plângere de Hristos din 2007. Și domnul Lucian Grulea, a spus despre domnul Mihail Soare. Mihail Soare îmi pare un rar Stanca Muntean, lucid și orgolios, tonul balabist, ludic și bufonat, demitizează până și poezia, dar Ricoșeu aceasta îi conferă autorului sensul vieții. În continuare am să citez pe cei care vor face referire astăzi la autori. Este vorba de domnul Emil Lungeanu, de altfel cei care au făcut referiri de-a lungul activității literare a domnului Soare, domnul Lucian Curiaide, domnul... nu, la doamna... și lista este deschisă... Exact, că aveți aici, mi-ați dat pentru doamna, dar și pentru domnul. Deci... Sunt o parte plecați la Brăila, că sunt mai mulți, dar care nu sunt prezenți. Și eu nu-i mai spun, dumneavoastră... Bine, trecem apoi la a doua parte și atunci o să vorbim și despre doamna Milescu, care, cu siguranță, toți știți. Dar oricum este o prezență activă la toate activitățile noastre culturale și așa că în a doua parte vorbim și despre asta.